Inițiativa a aparținut consilierului Radu Curpăn, care a oferit sportivului și o carte. Este vorba despre cartea cu titlul Pagini din istoria educației fizice. L-am invitat pe domnul Dan Stănescu, un atlet al Romanului și căruia o să-i ofer și o carte. Vă rog. Noi îl cunoaștem foarte mult, am și făcut acțiune împreună cu dumnealui. Îi ofer o carte numită Pagini din istoria educației fizice, în speranța că sportul romașcan nu va deveni istorie și nici nu va fi uitat. Niciodată. Să rog într-un minut să se prezintem la tuturor. Haideți un pic mai încoace ca să stați. Da, vin aici ca și romașcan. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru carte. Eu sunt un sportiv, după cum bine știți. Am mai realizat record mondial în 26 minute de Iași, constant în 1500 de blocări pe două scaune, 53 de minute. Record transmis pe televiziune live cu o cotă de vizualizare de 15.000 de vizualizări. Și a fost deja omologat și în Cartea Recordurilor România și în asistul record cu care eu colaborez. În trecut am colaborat și am fost sprijinit. Mulțumesc consilierilor locali, mulțumesc domnului primar și domnului Oreanu pentru susținerea la zilele Romanului. Sunt două certificate la Cartea Recordurilor care stipulează piața Roman Mușat ca și loc de desfășurare a unor recorduri. Ca și părinte, vă dați seama că sunt și eu atent să induc o educație cât mai sănătoasă. Iar ceea ce fac eu nu este, certificatul nu contează, contează puterea exemplului pentru ca tinerii din ziua de astăzi să aibă repere palpabile. Cu ajutorul dumneavoastră am adus atunci și la Roman și pe domnul Radu Balacu și pe Cristian Ștefan. Anul trecut am adus pe Oana Elena Creacă, tot romașcan de la Obârșe, campionă mondială de culturist în America. Și vreau să specific doar un singur aspect, peste tot unde am participat la emisiuni gen TV cu blondele, Teo Show și așa mai departe, în vârnă final. Am stipulat un idee că sunt romașcan. Doborârea ultimului record de către Dan Stănescu va putea fi urmărită în emisiunea noastră sportivă de luni 12 noiembrie de la 18:30.